Bună, Bianca! Bună, Beatrice! Mi-era dor de tine și de discuțiile noastre. Și mie mi-era dor de tine. Uite, ai un sacou foarte frumos, roz, arăți ca o înghețată. Da. Și astăzi vom vorbi despre înghețată. Ce să vezi, e vară, e cald, toată lumea practic evadează și ia plăcerea din acest desert destul de clasic, am putea să-i spunem. Da, știu, este și una dintre favoritele mele înghețata, însă... Hai, te las pe tine să spui mai întâi ce ai de spus și după aia vin eu și zic ce am împotriva ei. Păi, la capitolul deserturi, nutriționiștii spun că înghețata ar fi cel mai safe desert pentru că nu are, de exemplu, făină, cum au alte prăjituri. Și dacă ar fi să alegem așa dintre prăjituri și dulciuri concentrate de tot felul, se pare că înghețata ar fi cea mai bună opțiune. Nu zic că nu ai dreptate, dar sunt două probleme mari aici. Odată că mănânci cam multă. Știi cum e când ai așa o depresie și îți iei dita mai borcanul cu înghețată? Nu te rezumi doar la două cupe, așa dacă ai mâncat de pe stradă, ci mănânci în neștire. Deci cumva cantitatea este importantă și bineînțeles ingredientele. Și aici avem o problemă destul de mare pentru că, de exemplu, am făcut un interviu cu un nutriționist destul de faimos în America, Brian Clement îl cheamă, care spunea că înghețata nu este bună, că are niște ingrediente foarte, foarte dubioase și aș vrea să ți le amintesc un pic. Nu știu dacă știai, ci că dietilglicolul este o substanță care, mă rog, imită emulgatorul de ouă din compoziție și e folosită și în antigel și în produsele analgezice. Și mai este unul foarte interesant, piperonalul, care imită aroma de vanilie, dar care, atenție, e folosit și pentru a distruge păduchii. Mai vrei înghețată? Da, mai vreau înghețată, pentru că există și varianta făcută în casă. Ce să vezi, mamele noastre puneau niște smântână la fier, niște lapte, bine, n-aveau ele păstaie de vanilie, dar acolo, cu aromele care se găseau pe piață, care oricum erau mai safe decât sunt acum, încropeau o înghețată minunată. Și dacă mai puneau și niște nucă așa un pic coaptă la cuptor deasupra, era o minune, pentru că atunci nu prea găseai înghețată cum găsești acum la toate chioșcurile. Păi, sunt mai multe discuții. Da, evident că dacă faci înghețata în casă, este mai sănătoasă decât înghețata pe care o cumperi. Tocmai am spus despre acele ingrediente nocive. Chiar a făcut și Asociația pentru Protecția Consumatorului un studiu în 2015, acum 3 ani, dar mă rog, nu s-au schimbat ingredientele peste noapte. Au luat 55 de sortimente de înghețată industrială și au descoperit așa un amestec groaznic de tot felul de uleiuri, grăsimi, zer, foarte mult zahăr și spuneau, de exemplu, copiilor nu le-ar fi indicat să mănânce așa ceva și nici măcar adulților care suferă de diabet sau care suferă de boli cardiovasculare. Prin urmare, da, varianta de înghețată făcută în casă este, da, mult mai sănătoasă. Dar atenție și aici, că dacă pui smântână și pui ouă și pui zahăr și... Revin la ce am spus la început, mănânci, nu știu, jumătate de kilogram pentru că e gustoasă, nu este ok, chiar dacă e o variantă mai sănătoasă decât cea de la colțul străzii. Dar ce spui de sorbeuri? Că se fac din fructe, sunt mai puțin grase, acum încep și fructele de sezon, încep căpșunile, vin caisele, tot felul de bunătăți, să spunem, locale, care la noi în România încă mai au gust și pe care le putem transforma într-o chestie super răcoroasă, super bună, care îi putem spune înghețată, fără să punem atâta grăsime, fără să punem lapte, fără să punem unt, etc. Da, deci, practic, fructe congelate. Deci doar fructe pasate, puse la congelator, să zicem, să le mănânce copiii așa sub formă de înghețată. Da, din nou, este o variantă mai sănătoasă decât varianta cu ouă, lapte, smântână și decât cea de la colțul străzii sau din supermarket. Însă nu trebuie să uităm de faptul că totuși fructele alea înseamnă tot zahăr. Dar bineînțeles, dacă mănânci cumpătat și, mă rog, ți-e poftă că e vară și vrei ceva rece, da, e o variantă bună. Eu, de exemplu, le mai făceam copiilor din avocado. Avocado și dacă voiau, cum ar veni, înghețată de ciocolată, avocado cu fie cu puțină cacao, fie cu praf de roșcove și un pic de miere și părea așa ceva înghețat, destul de semăna așa cu înghețata și mâncau, să știi. Dar, iarăși, nu trebuie să uităm, dacă revenim la fructe, că sunt fructe și am stabilit de mai multe ori în trecut că fructele nu sunt chiar așa de sănătoase precum ni s-a spus nouă în copilărie. De fapt, ele sunt sănătoase, dar trebuie consumate cu măsură. Și dacă tu ai menționat acel specialist american, să nu uităm că tot ei au inventat, practic, înghețata la găleată. Și da, acum nu trebuie să ne simțim vinovați dacă am luat și noi înghețată minusculă la 100 de grame, din două înghițituri am terminat, oricum se topește, nu prea poți să mănânci. Dar totuși, ce te faci? Că există acele găleți cu înghețată și să fim serioși. Sațietatea nu este foarte mare la înghețată, deci poți evada ușor într-o găleată și s-o termin singur.
în fața televizorului. Eu zic așa, că sunt două situații. Este situația asta în care simți nevoia să mănânci o gălată de înghețată. Și da, acolo ține, e vorba de voință, de, eu știu, de faptul că poate ești într-o perioadă mai grea și simți nevoia așa de un comfort food. Da, mie mi-a ieșit de câteva ori, cu puternică voință, ca să zic așa, să beau multă apă în care am tăiat, nu știu, am pus niște ghimbir, niște castravete și, sau poate niște căpșune și era așa apa aia aromată și am băut la apă din aia până când am uitat de înghețată. Sau, dacă mori și mori și mori după o înghețată, mai bine te duci și sunt tot felul de variante din astea artizanale, de variante bio, te duci și mănânci o cupă maxim două, că nu te duci să mănânci o găleată, pentru că este și scumpă și nici n-ai cum să stai cu o găleată să mănânci. Deci cumva, dacă ești așa într-o poftă maximă de înghețată, poate mai bine ți iei de undeva unde știi că este safe, o cupă două și găleata o înlocuiești, nu știu, cu apă aromatizată. Eu doar mă rog să fie foarte cald afară, că dacă sunt 50 de grade, nu-și mai ia nimeni înghețată, pentru că dacă ți-ai dat înghețată, s-a topit cristal pe tine și nu-ți mai arde de înghețată. Deci, până la urmă, ce să spun? Avem poftă de înghețată, bem apă. Dacă nu reușim, o cupă mică, mică, mică și da, dacă este cald, nici măcar înghețată, că uite, se topește.